bună ziua la toată lumea. Eu sunt la bucătărie, se vede, ca de obicei. Primul lucru, la bucătărie, acolo va se lea, apoi începe să mai fac alte treburi. Și am vrut să vă arăt și vouă ce am mai pregătit eu azi. Ceva mai ușor. Am pus ceapă, am făcut două cepe, am călit morcovul cu ceapă, am pus morcov în ulei, în fapt. Și am pus și ardei glas de la roșu și ardei galben în tocat. Am zis că nu mai filmez mâncarea, dar nu pot să mănânc până nu arăt. Uitați ce deci sunt. Am vrut doar să iasă ulei. Am lăsat-o în cer, dar a ieșit uleiul. Cred că o oprim acum. E deja gata. Aici mai am dragavei, vreau să mi-l încălzesc, pentru că ieri n-am mâncat așa cum trebuia, pentru că m-am îmbrăcat să mă apuc de covoare și am mâncare pe de cum mă măligă caldă și nu prea. Aseară n-am mai putut, că eram prea obosită. Am spălat cu mica era. Și punem de viață de asta. Verde, dar congelată, dar vedeți cât e de verde când se pune la cutiuțe de ăștia. Cum arată? Foarte bine stă. Așa. Stă foarte bine. Vedeți când se pune în cutiuțe de plastic. Și are și miros. Uite. Rămâne mai verde decât un pungi, stă mult mai în siguranță. Și am zbălat la covoare până noaptea, nu am terminat, pentru că erau multe, bine că am spălat ce era mai greu, ălele groase, traverse, a venit și Leu acolo să-și facă filmare, ce era să mai zic, la. Am lăsat așa, să fac. Și avem o mălibă de ieri, care o tai feliuții acum ca să mâncăm cu tocana cu ciuperi. De aceea n-am mai făcut altă mămăligă, pentru că avem mămăligă. S-a prins și mie becul ăsta, nu se vede. S-a spălat cu Mihai, era la covoare, bine, am săturat până noaptea, am impezit la ele. După aia nu aveam cum să mai spălăm un tunetic, ăla gata. Mai sunt câteva persoane de alea, care nici nu erau murdare. Le-au dat afară așa, că l-au umplut de praf pe acolo. Bine, dar trebuie să le împingem acum, nu știu cum, cine le mai ridică, că le-am pus la ascuns pe bănci. E greu de ridicat acum, că dacă nu le ridicăm, prinde miros covările. Nu știu pe cine să fiu. Și cu ursul... Unde trebuie ridicat? Pe gar, pe bare, pe alea. Întinse? Întinse, Doamne! Cu ursul am zis eu ceva ierbă, am spus așa că l-a dorut capul foarte rău, pentru că toți avem niște dureri de cap, dar el a avut mai grav, deci s-a dus la urgență. N-am vrut să mai spun multe, am zis dacă vrea să spună el decât să zică că povestesc ca să fac vizualizări bani pe treaba asta. Am mers la Alina, am mers cu Leo, cu patroana la el și da, cred că a povestit de fapt. Și se luase mașina din parcare să ridicasă, până a umblat, până a luat-o, până... Pentru că, în grabă, na, s-a parcat un pic greșit. Dar omul, când este rău, nu mai știe, știe cum e. După aia, până a scos mașina, au plătit o amendă, multe. Și n-am vrut să povestesc multe, mi-e să spună el. E mai bine așa. Ia de-a lumea și rețelele. Uitați-vă, mămăligă, am făcut cuburi. Să punem ciupercile. Dar iar mâncăm cald, cum am mâncat din dragavei ieri. Avem și pâine. Am zis că mai primez mâncarea, dar tot la mâncare. Asta să punem înapoi. Atunci
ăla. Să ridică șoartele și-a sus. Mamă. Asta bine. Dragavelu. Nu e Dragavelu. Ești gata? Cu ce? Că o să-ți pare că bine. Că durează ore. La ciuperci are autocane de ciuperci, durează ore. Da. Așa arată. Te dai și tu mai încoa. Mamă, Doamne, ce fac de urât! Dar mănâncă tocanul, nu cred. Ce? Tocanul mănâncă. Bă. I-a făcut el și scotoie de la nimeni nu le-a mâncat. Ia să vedem prietena și să gustăm tocană de ciupercuțe. Ca să mai pun și dragavelul. Am mâncat așa, m-am grăbit. Ia, poc. Ciupercuțe. De ce nu o făculiți? N-am făculiți. Oh. Ia să-mi vă place cum arată? Cu mămăligă. Mămălige. Arde? Arde. Așa. Puțin. Mm. Bun, bun. Cu mămăligă chiar merge. Și cu pâine, că eu mănânc mămăligă cu pâine. E în baie. David, mă întâlnă de ciuperci. Nu, că... Ce? Hai să nu fac. Sau dragă vei, David, ce mă întâlnă? Și cu pâine merge. Asta-ți da. Veni încoa. Veni. Intrați în casă aici. Vezi? Auzi, dacă ne împăcăm, să luăm la noi, să doarmă. Unde se bun? Auzi tu. Cum plecăm, o să dăm o sură aici, din patru ursuri. Da. Ce e? Nu. Ca să vezi ca aici din barbe, că a văzut pe vreo filmare, că am pus strică în toate sticlele alea frumoase. Cred. Da, am pus toate sticlele. Și am pus, am băsat în casă, ce-o pizezi. E pierut aici. Cred că la bucătare nu mai e de băut. Ia vine să faci un TikTok. Ce? Prieteni, uitați ce a pregătit mama, mămăligă, ultimul tip de mămăligă și ciuperci. E de ieri mămăligă, ultimul tip. E de ieri mămăligă, dar tocană de ciuperci a făcut-o cum, uitați și voi. Ia. Vă place cum arată? Cu ceapă, cu morcă, cu plină. Mamă, dar ce gustare, e bună rău. E bună rău de tot, mamă. Foarte bună mâncarea. Eu îmbrădesc și dragavei, dacă pot să mai mănânc. Dragavei? Zic că mănânc din toate. Mai am și doi de impus cu cartoși. Cu cine știe ce este dragavei, îmi lase comentarii. Știe, că multă lume nu știe. De ce ai spus? Le-ai spus răspunsul la întrebarea mea. Ai vrei să încălzești și iadeiul ăla? Nu, nu, nu. Mai sunt doi iadeiul. Mănânc tocmintea asta, că e bună. Stai să iau cu dragavei. Avem dragavei acolo pe foc. Își! Azi din dragavei, că n-am luat și o mănușa. O țin în cui. Bine, o țin în cui aici. Cred că vă place, nu? Cum arată? Ia. Ia și dragavei. Își! Ia uite, acesta e dragavei, frăților. E bun. Foarte, am închis. Dragaveiul meu, am făcut un TikTok, prieteni. Și aud de muzică, dar nu știu la cine. E ceva. Mănâncă lumea și bea. Nu ca noi. Ce mai este? Bărica asta care am învățat-o, trebuie să o pun într-o pungă. O dau la ceva la vin. Pentru că nu-i bine să o aruncă. E păcat.
și pâinea și restul de mămăligă. Îmi pun, ce să mă pun întâi, dacă aveți? Dacă aveți cu pala asta, bilea. Mihaela nu mănâncă acum. Mihaela nu mănâncă cu mai târziu, odată în zi. Asta era mâncat târziu după ce am venit la covoare, la noaptea. Nu e foame. Dar cum ai vând la valuri? El nu mi se părea că era caldă și mămăliga și dragaviu. Eu mănânc așa cu mâna. Și eu. Și cu mâna și cu burculița. Și pot să pun supeci aici cu mine. Nu mai mult de două parcuri. Mai fac economie la spălat. Dar mă doare mâna asta, că nu mai pot numai de la ăla unde apăsam la apă. Nu vrea să vezi cu ciupercile să-mi cam fervinți. Nu trebuia să-mi trăgesc cu draga reu. Ca să mai mănânc din el, să nu mai la aruncă, să-l strică. Bun. Hai să revenim. Gata, am revenit. David nu vrea să mănâncă și să vină la un draga vechi. Nu vrea, a cerut un sandwich cu cașcaval. Are și când n-a, de ea, dar nu vrea. Are, am mâncat aseară, când n-a, i-au plăcut. Are și el câte ceva, da. Nu prea mănâncă. Dar eu l-am rugat să vină la un draga vechi, ăsta cu mămăligă. Era bun. Păi nu ca un draga vechi. Nu mănâncă el. Nu, David, îi place o șaorma. Da. Dar de așteaptă că n-am mai mâncat o șaorma. Îi povisează în somn noapte. David, cum ai mâncat o șaorma acum? De. Cu poftă? Păi da. Ți-o dorea? De ce? De șaorma. Râde. Dar la Severin ești la Chibieș. Vei da, așa cu Chibieș. Și-a urma ta de la București, aia mai bine. Bună, ce-a făcut? Hai, nu vin și eu și mi-a dus și mie la formă de la formă. Da. Să nu scape Alin deloc fără el. Și la poartă, peste tot el. Uite. Mănânc și mă dai stomacul. Cred că de la mămăligă. Și-mi place să mănânc cu mâna și... Deja m-am săturat. Mă satur de la mămăligă asta. Am vrut să vă arăt și să mănânci cu păculița. Mămăligă face așa. Îmi face așa să mănânc. S-a dus mai repede. Unde s-a dus acum mănâncă cu pâine? S-a dus pe terasă. A, că a vărsat... Pâine, am vărsat coșul cu curent pe scară. Îți dai seama, că fac în nasul. Păi tot caută. Dar nu înțeleg, le-am pus mâncare acolo. Nu mănâncă mâncare de pâine, au rupt sacul, sacul de... Și scobesc în tomeroane. Avem un coș pe scară, unde am pus un coș. Ca să adunăm și noi acolo, la masa aia care a pus-o Alin, să adunăm resturile acolo. Au golit-o. Tomberonul ieri, când era o grămadă de lume în stradă, l-au golit-o la fel. M-am dus tot așa, m-am adunat repede, am mâncat în tomberon. Au răsturnat tomberonul cu totul și o grămadă de țigani erau în drum. Mamă, nu știam cum să adunăm, era și rușine, adunam și cu mâinile. Și degeaba, au 10 kg de mâncare acolo, din mai sacul și l-au și rupt. Poate să-și ia direct când vor. Acum am trebuit alt sac să bași. Ca să băgăm peste ăla, da? Da, peste ăla. Că l-au făcut praf. E bine, că așa o să plouă. Mâncarea vărsată pe jos de aia de pii. Dar nu mâncă. O să da, nu se uită la ea. Nu mănâncă deloc. De ce? Nu pot să-mi dau seama. Le place doar să scobească în domeroane. S-au învățat ei așa să cotrobăie.
Și treaba că rup sacii de nylon, de fapt praf. Da. Păi și sacul, dacă rupi tu la fel face, dar nu ai ce să faci. De-aia ridică sacii sus pe ceva, ca să n-ajungă câinii până vine mașina să-l ia să-l scot. Apoi de seară să mai scot tot ce mai e pentru dimineață. Cu trece mașina dimineață și eu nu ies, mai bine le scot de seara, să-l mai sigura. Da, ca să fie acolo direct. Am mâncat. E bună tocarea asta. E bună, dar nu mai suntem noi, mă doresc tu mață, dar tot mănânc. Chiar e Cum mănânc el sandwich cu cașcaval? Păi, da, ce e ceva? Dar să-i pui salam, nu mănâncă salam. Ăștia de ăștia nu mănâncă. Mizelul, brânză, nu mănâncă. Eu niciodată. Numai cașcaval de sap. Periat în pâine. La prăjit. Da. Vă mulțumim și vă dorim o duminică plăcută și multă sănătate să aveți. Pa, pa! Vă mulțumim!